Cosmote te invită să descoperi ultimele tendințe în business. Urmează Business Express. Bine v-am regăsit la Business Express. An de an, sumele pe care le plătim statului sub formă de taxe și impozite se majorează. An de an, cheltuielile bugetare cresc, fără ca noi să simțim că o ducem mai bine. Vă propun să vedem astăzi ce ar trebui să facă statul pentru noi, cei care îl finanțăm, alături de domnul Radu Nechita, conferențiar în cadrul Facultății de Studii Europene. Bună ziua, domnule Nechita! Bună ziua, bine v-am găsit! Se împlinesc în curând 24 de ani de la căderea comunismului și cred că ar trebui, acum poate mai mult decât în anii anteriori, să ne întrebăm foarte serios nu ce putem face noi pentru stat, ci ce ar trebui să facă statul pentru noi până la urmă. Vă propun pentru început să vedem ce au făcut românii în acești 24 de ani pentru statul român. Eu aș prefera să ne întrebăm ce putem face noi pentru noi și statul să facă în general cât mai puține lucruri. Pentru că am putea să spunem că statul face mai mult rău decât bine, binele pe care îl face rău și răul pe care îl face bine. Așa, ca entitate politică responsabilă de o mulțime de crime și de măceluri de-a lungul secolului 20. Dar cadrând discuția pe partea fiscală, noi putem să constatăm că povara fiscală cu care se confruntă românii are două mari componente. O componentă explicită, o componentă monetară. Impozitele pe care le plătim, sub termenul general, ar fi prelevări obligatorii, aici intrând impozitul pe venit și contribuțiile sociale. Dar mai există și o altă formă, povară fiscală nemonetară, o povară administrativă, care este surprinsă în diverse moduri. Timpul petrecut pentru conformarea cu legislația, estimat de Banca Mondială undeva la 200, mi-am și notat aici, undeva la 216 ore pe an, în cazul României, asta se traduce până la urmă prin costuri, și instabilitatea legislativă, instabilitate care generează costuri de reînvățare, reschimbare, modificare de soft și așa mai departe, dar această instabilitate generează și o incertitudine. Nu avem de unde să știm ce idei geniale le vor veni astăzi, în secunda în care noi vorbim acum, undeva într-un birou la Ministerul Finanțelor, cineva se gândește la o nouă taxă, la o nouă reglementare, la o nouă interdicție. Venind pe drum la dumneavoastră, am auzit că acum problema majoră a bugetului României este evaziunea fiscală cauzată de autostop. Și acum vom face legi, un fel de poliție autostopului. Da. Dincolo de această măsură oarecum hilară și greu de aplicat, da, până la urmă, nu știu cum se va dovedi că respectiva persoană nu este o cunoștință pe care o iei și o duci până la o destinație care este în drumul probabil tău. Va trebui să completăm o foaie de parcurs sau, deci, ei vor găsi metode prin care să ne completăm. Deci, să nu ne gândim că ceva nu se va aplica pentru că nu se poate. Vom angaja încă 10.000, încă 100.000 de polițiști, încă vom pune camere, mai știu eu. Deci, la o adică poate fi o modalitate de a crea locuri de muncă în opinia unora, care nu-și dau seama că de fapt alea sunt plătite tot din taxe și reducând sumele disponibile la cei care produc bogății. Da, și dacă tu spuneați despre locurile de muncă, este interesant că un român muncește în medie 6 zile pe lună pentru a-și plăti contribuțiile sociale și impozitul pe venit aferent salariilor. Oare câți dintre noi sunt conștienți de acest fapt și de cât de adânc își bagă până la urmă statul mâna în buzunarele noastre? Doar 6 zile? Pe lună. Pe lună? Doar pentru partea de contribuții și impozit pe venit care îi revin angajatului. Fără a vorbi aici despre aici salariul complet. Este o subestimare extraordinar de gravă, responsabilă, în opinia mea, pentru anestezia fiscală sub care se află acest popor, și nu numai acest popor. În general, Europa este sub o anestezie fiscală. Noi nu ne dăm seama de cât de mult plătim. Pentru că dacă ținem cont de salariul complet, adică de valoarea
adevărată a muncii salariatului, de cât este costul său pentru angajat, cât trebuie să acopere el cu munca sa, ca angajarea sa să fie rentabilă angajatorului, ajungem la niște sume, iarăși am făcut niște calcule, la un salariu mediu de 2232, conform Institutul Național de Statistică pentru 9 octombrie, 2232 de lei, costul complet, salariul complet pentru angajator este de 2857 de lei. Ceea ce înseamnă că net, în mâna salariului, în contul salariatului, ajunge doar undeva la 55-56%. Și atunci înseamnă că e vorba de un pic mai mult decât jumătate din, adică aproape jumătate din timpul de muncă este destinat plății, impozitelor și contribuțiilor sociale, adică celor prelevări obligatorie, din care, într-adevăr, și aici aveți dreptate, o mare parte din ele sunt ascunse. Și povestea nu se termină aici, pentru că din salariul net mai avem de plătit apoi TVA-ul de 24%, ceea ce înseamnă că undeva aproximativ un pic peste 19% din acel salariu va fi plătit sub formă de TVA, dacă este cheltuit integral și facem abstracție de accize și de cota redusă. Deci se ajunge la niște sume mult, mult mai mari decât echivalentul celor 6. Da, se ajunge undeva la să dai statului peste jumătate din valoarea muncii tale până la urmă. Exact. Totuși, oricât am cotizat până la urmă, am ajuns la peste 50%, după cum am căzut aici de acord. Se pare că nu ajunge. Nu ajunge și nu are cum să ajungă. Este evident, nu numai în statul român, care este măcinat de balastul otomano-balcanico, de trecutul nostru istoric. Este valabil și pentru țări cu pretenții, mai cu constituții care încadrează, care încearcă să limiteze. În cazul Statelor Unite, care au o constituție care urmărește să limiteze puterea guvernului federal asupra cetățenilor. Ei, chiar și acolo, cheltuielile publice și impozitele care le finanțează au crescut de-a lungul secolului 20 până în prezent, practic de la formarea Statelor Unite, și ei se confruntă cu datorie publică și cu deficite. Deci, dacă nici bugetul Statelor Unite n-ajunge birocraților din Statele Unite, nici un buget al niciunei țări nu va ajunge niciunui birocrat. Se spune că prima lege a economiei este faptul că resursele sunt rare, adică bugetele sunt limitate. Prima lege a politicului este să demonstreze și să nege validitatea primei lege a economiei. Deci ei ignoră constrângerea bugetară, ei ignoră faptul că resursele sunt rare și că orice cheltuială publică înseamnă, de fapt, impozite trecute, prezente sau viitoare. Deci, până la urmă, ăsta este mesajul de educație economică pe care aș dori să-l transmit ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Faptul că, de fapt, cheltuiala publică se traduce prin impozite. Vrei mai multe cheltuieli publice, înseamnă că vei finanța de voie de nevoie, vizibil sau invizibil, acum sau mai târziu, acele cheltuieli publice. Da, în contextul în care toate guvernele din lume merg pe deficite bugetare. Da. E o practică împământenită și care am văzut în cazul Greciei. Și cam cât timp crede lumea că poate să continue această poveste? Asta este întrebarea, pentru că orice deficit se adaugă deficitului din anul anterior, care se adaugă celui din anul anterior, te împrumuți la nesfârșit pentru a finanța niște cheltuieli peste veniturile pe care reușești să le atragi sau peste povara fiscală pe care o impui. Deja problema începe să fie foarte gravă. Vă pot da exemplu sau contraexemplu Franței. Ultimul an de echilibru bugetar sau de ușor excedent bugetar a fost 1974. Cred că jumătate din telespectatori nu erau născuți atunci. Deci 1974. Sunt 40 de ani de deficit. Ei, acest lucru se traduce în prezent în Franța într-o datorie publică de ordinul a undeva la 2000 de miliarde de euro. 2000 de miliarde, peste 90%, dacă nu greșesc, poate chiar 100% din produsul intern brut, în totală infracțiune cu criteriile de la Maastricht, și lucru și mai grav.
această datorie publică este o datorie publică explicită. Este vorba de bani luați împrumut. Luați și deja împrumut. Luați deja împrumut, sunt bani luați împrumut și recunoscuți ca atare în documente. Dar mai există o datorie publică implicită. Toate promisiunile pe care statul, guvernul francez, le face alegătorilor săi, de acum și din viitor. Sistemele de pensii care sunt finanțate prin impozite, sistemele de pensii prin repartiție, sistemele de pensii de stat, înseamnă, de fapt, niște promisiuni pe care statul de acum și din trecut le face alegătorilor viitori, iar acestea sunt implicit, sunt niște datorii implicite care există, dar ele nu sunt contabilizate în aceste 2000 de miliarde de dolari. Cheltuielile publice în Franța au ajuns la 56% din produsul intern brut. Principala cheltuială publică, nu știu, prima sau pe locul 2, este cheltuiala cu dobânzile la această datorie publică. Cât timp mai poate continua această poveste? Keynes, promotorul acestor teorii, acestei abordări și recomandări de a ieși din criză prin deficite bugetare, spunea că argumentul lui era că pe termen lung vom fi morți. Într-adevăr, el a murit, dar acum sunt oameni care trebuie să-i plătească lui termenul lung. Și Keynes mai spunea ceva de care keynesiștii uită, că în perioada de avânt trebuie să vă facem excedente bugetare. Unde au fost keynesiștii care recomandă la ieșirea din criză deficitele bugetare, unde au fost ei, acei keynesiști din 2000 până în 2008 în România? Eu nu i-am auzit să spună, știți, ar trebui să punem ceva bani deoparte. Da, și în România se pare că, iată, nici aceste deficite nu sunt suficiente, aceste împrumuturi pe care statul le ia pentru a-și acoperi cheltuielile și atunci, practic, aproape an de an, se mai naște o taxă, se mai majorează un impozit. Da, și întreținând, cum spuneam mai înainte, incertitudinea și descurajându-i pe mulți oameni care sunt acolo așa la limită. Oare ce să fiu? Să fiu întreprinzător sau să fiu salariat? Să fiu salariat sau să fiu asistat social? Și balansul acesta transformă o economie dinamică foarte, foarte rapid. Foarte, foarte rapid dintr-o economie cu potențial de creștere într-o economie stagnantă și uneori chiar regresivă, adică mergem în jos. Dezvoltarea, creșterea economică nu este un fenomen natur, nu este ceva care se întâmplă căzând din cer, este ceva care se întâmplă în anumite condiții. Dacă setul de reguli din acea societate este favorabil efortului, și penalizează ciubucăreala și redistribuirea și furtișagul. Ori la noi, nu știu, suntem într-un astfel de sistem. Cu siguranță nu suntem, cu atât mai mult cu cât unii români s-au obișnuit cu plata acestor taxe și impozite, în vreme ce alții recurg la evaziune fiscală, încurajați fiind sau împinși spre evaziune, poate unii dintre ei, tocmai de această majorare constantă a taxelor și impozitelor. Da. Fiecare guvernare vine și declară război evaziunii fiscale, fiecare guvernare se declară învinsă în acest război până la urmă. Poate nu neapărat în mod explicit, dar în momentul în care vii... Spui că ponderea veniturilor în PIB a rămas aceeași, după ce recunoști. Că ai pierdut această luptă. Scopul Ministerului Finanțelor nu este să crească acea pondere a veniturilor bugetare, care înseamnă, de fapt, presiunea fiscală. Veniturile bugetare sună foarte frumos, dar e vorba de impozitele, partea din bogăția produsă în țara asta, care este acaparată de stat. Eu nu știu dacă noi, asta ar trebui să fie obiectivul nostru ca statul, guvernul, clasa politică. Nu mai spunem statul și guvernul, spunem clasa politică. Chiar ne dorim ca o parte mai mare din bogăția produsă în țara asta să fie gestionată de clasa noastră politică? Până la urmă, spre asta ne îndreptăm, cu aceste majorări constante de taxe. Dar s-ar putea ca direcția să nu fie cea bună. Dar problema este dacă aceste taxe și impozite sunt plătite tot de același număr de români sau dacă această povară fiscală este împărtășită până la urmă de toți cei care obțin venituri. Odată, putem discuta de echitatea în modului în care este împărțită această povară fiscală și
conform zicalei, că tot pe calul care trage dai cu biciul, se pare că asta este strategia fiscală a României. Deci luptăm împotriva evaziunii fiscale, mărind impozitele celor care plătesc impozitele. Mărind ratele de impozitare ale celor care se conformează cu legea. Dar n-aș dori să facem greșeala făcută frecvent în România, și anume să discutăm doar de prelevările obligatorii, de colectarea, de gradul de colectare și mai știu eu ce alte termene foarte frumoase, care înseamnă de fapt cât anume este luat cu forța de către stat din bogăția produsă de către oameni. Deci să nu discutăm doar de prelevare, de resursele bugetului, să discutăm și despre modul cum sunt cheltuite ele. Exact, pentru că asta vreau și eu să povestim în această emisiune, însă am făcut o scurtă introducere, să vedem ce face statul pentru noi, ce face statul cu acești bani și cum se întorc ei înspre cei care susțin acest aparat până la urmă. Statul face o mulțime de lucruri care ar putea să fie făcute mai bine și în condiții mai bune de eficiență de către sectorul privat. Nu știu, chiar trebuie să se ocupe statul de dusul scrisorilor de aici colo, chiar companiile private nu pot să facă acest lucru. Nu vreau să fac pledoaria la o televiziune privată, dar eu spun și mă întreb, chiar avem nevoie de o televiziune publică? O companie de transport aerian trebuie să fie de stat? Și putem merge mai departe, de la aer și coborând în subsol. De ce trebuie statul să fie gestionarul atât de păgubos al unor resurse ale subsolului? Poate că prin privatizare, printr-o privatizare transparentă, printr-o privatizare corectă, am putea să obținem niște rezultate mult mai bune decât administrarea unui imens patrimoniu. S-a spus că nu mai este nimic de furat, se pare că mai este. Deci acest imens patrimoniu poate fi administrat mai bine de către sectorul privat și mai bine decât de clasa noastră politică. Pentru că dacă ne uităm ce se întâmplă cu banii, cât de multă risipă guvernamentală există, este plină presa de exemple, de muniție, de argumente în favoarea celor care consideră că evaziunea fiscală, până la urmă, este un act de patriotism în România, la modul cum este cheltuit banul public. Da, și apropo de modul în care este cheltuit banul public, vedem sistemul de pensii este aproape de colaps. Deficitul este extrem de mare. Pentru sănătate nu sunt niciodată suficienți bani, educația rămâne subfinanțată an de an și totuși statul cheltuie anual peste 200 de miliarde de lei. Da, e vorba de undeva la peste 40 de miliarde de euro an de an. E foarte interesant că acest nivel este nivelul echivalent cu produsul intern brut al României din urmă cu vreo 15 ani. Deci, da, în 2000-2000 ceva, atâta era produsul intern brut al României. Și atunci, ministrii finanțelor din perioada respectivă se plângeau că ponderea veniturilor bugetare este insuficientă. Ei, uite, acum au 100% din PIB-ul României de atunci. Au exact cât visau ei în 2000 să aibă la bugetul statului. Și tot nu le ajunge. Când PIB-ul României, produsul intern brut al României, va ajunge de 3 ori mai mult decât este acum, încasările bugetare vor fi de 3 ori mai mult decât acum și tot nu le va ajunge nici atunci. Nu le va ajunge niciodată. Ei cheltuie tot ce pot cheltui, plus un deficit și cu cât încă se mai pot îndatora. Asta a spus-o Milton Friedman. Și atunci noi, românii, ce ar trebui să facem în acest context? Să ne obișnuim că vom plăti taxe tot mai mari pentru a acoperi această nevoie a statului de a cheltui tot mai mulți bani? Nu știu, eu nu aș vrea să ne obișnuim cu acest lucru, dar trebuie să înțelegem faptul că politicienii fac exact ceea ce le cere electoratul să facă. Electorul median, alegătorul median. Până la urmă, acel alegător, nivelul lui de educație economică face ca politicianul care promite mai multe cheltuieli publice și poate să-i ascundă acelui alegător median faptul că aia înseamnă și mai multe impozite. Poate să-l îmbrobodească pe acel alegător median că, de fapt, nu el le plătește.
Nu el plătește impozite. Să-l convingă de faptul că, de fapt, din acest proces de furat căciula la nivelul întregii țări, toți suntem câștigători, când, de fapt, suntem toți perdanți. Vorbim deci, aici despre acea gratuitate acea a sistemului gratuitate sanitar, trecută în Constituție. Este o fabulă, încă este o poveste în care nu știu dacă mai crede cineva. Poate doar cine nu s-a confruntat cu sistemul sanitar. Și este un sistem nedrept pentru pacienți, dar este un sistem nedrept și pentru medicii care lucrează acolo. Adică, eu am înțeles, statul nu are resurse și îi plătim pe stagiari cu 9-10 milioane de 900-1000 de lei pe lună. Dar același stat are resurse să plătească în anumite sectoare lucrători cu mai puțină calificare, cu mai puțin... mai puțină responsabilitate decât un neurochirurg, să-i plătească dublu. Deci este o gestiune a resurselor umane catastrofală, o risipă permanentă, o lipsă de strategie, rezultată din cauza faptului că lista, to-do list, lista de cumpărături, lista de sarcini a statului este mult prea lungă. Deci este ce avem noi nevoie, ce trebuie să facem. Avem nevoie de o schimbare completă a filozofiei, o schimbare a setului de valori. Este o bătălie care se poartă pe o generație. Este o bătălie care are ca și singura muniție pe care o putem folosi în acest război al ideilor, este educația. Este o educație economică de bază care trebuie făcută din clasa întâi, de la grădiniță, de oricând, ca oamenii să înțeleagă ce înseamnă un buget și că nu se poate crea din pix, nu se poate crea bogăția altfel decât prin muncă, prin activitatea antreprenorială, prin economisire și investiții. Nu din pixul guvernului, nu din pixul ministrului se creează acea bogăție, acele resurse. Dar și apropo de cheltuielile statului, să nu uităm că din banii noștri până la urmă susținem un număr destul de mare de întreprinderi de stat, societăți de stat, să le spunem cum vreți, care an de an acumulează pierderi, acumulează datorii la sistemul asigurărilor sociale, la sănătate și așa mai departe. Și datorii pe care tot noi trebuie să le acoperim până la urmă. Da, sunt șterse, sunt reeșalonate. Practic, acele datorii sunt suportate de... Să nu creadă lumea că doar cei care plătesc impozite. Cei care beneficiază de pensii primesc pensii mai mici pentru că acele contribuții nu au fost virate. Pentru că, până la urmă, chiar dacă politicienii încearcă să nege existența rarității resurselor și a constrângerilor bugetare, până la urmă ei ajung să se confrunte cu acest lucru. Ar fi multe de spus aici despre această gestiune complet haotică. Da, în contextul în care statul sufocă practic micile întreprinderi, cele care cotizează la buget, tocmai pentru a ține aceste găuri negre, iar până la urmă deznodământul este unul previzibil. Multe companii intră în insolvență, ceea ce înseamnă oamenii care intră în șomaj, pe care tot statul trebuie să îi plătească. Acum, faptul că unele firme dau faliment nu este neapărat un lucru rău. Deci, firma dă faliment dacă dintr-o anumită cantitate, dintr-o anumită valoare, produce valoare mai puțină. Deci dacă o firmă distruge valoare, adică fabrică pierderi, ea trebuie eliminată, trebuie reorganizată, trebuie să ajungă activele sale, elementele bune din acea firmă, să ajungă în posesia, în proprietatea altor întreprinzători. Dar câte vreme statul vine și tot majorează taxele, majorează impozitele, este tot mai greu să fii competitiv. Statul poate să facă ceva ce nu poate să facă nici cel mai puternic monopol privat, și anume să te oblige să plătești pentru un serviciu de care tu n-ai nevoie. Cea mai mare firmă din lume, că nu știu dacă tot este Microsoft sau Exxon sau după ce criterii ne alegem, nu mă poate obliga pe mine să cumpăr un produs dacă eu n-am nevoie de acel produs sau să dau pe acel produs un preț mai mare decât să-mi convină mie, decât serviciul pe care mi-l face produsul pe care mi-l vine. În schimb, ultima primărie din țară poate să pună o taxă de pază, de exemplu, de 50 de lei sau de 100 de lei pe lună sau pe an, chiar dacă nu își asumă nicio răspundere, nu știe nimeni cine e paznicul și ce... Deci, te poate obliga să plătești. Discutând la nivel mai serios,
statul te poate obliga să finanțezi un sistem medical care să-ți asigure o gratuitate iluzorie, te poate obliga să contribui la un sistem de pensii în care suma contribuțiilor tale de-a lungul vieții este mai mică decât valoarea beneficiilor tale, ținând cont de speranța de viață din România de acum. Deci, statul poate să facă aceste lucruri. Dar aș dori să mai amintim de o categorie foarte interesantă de firme de stat care sunt profitabile, dar la un profit doar un pic, cât să fie peste zero, dar un profit mult mai mic decât dacă acele firme ar opera pe sectorul privat. Dar vă propun, domnule Nechita, să discutăm despre acest subiect într-o altă emisiune. Este un subiect interesant cu siguranță. Vă mulțumim mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii. Cu mare plăcere, vă mulțumesc și noastră. Urmează acum știrile pe scurt, din care vom afla cu cât a crescut numărul firmelor care au intrat în insolvență în primele 11 luni ale anului, dar și cum a ajuns un apartament în Atena să coste mai puțin de 15.000 de euro. Mai mult de 27.000 de firme au intrat în insolvență în primele 11 luni ale acestui an, cu peste 9% mai mult decât în aceeași perioadă din 2012. Jumătate dintre firmele intrate în incapacitate de plată activează în comerț și construcții, potrivit datelor Registrului Comerțului. Doar în luna noiembrie au intrat în insolvență peste 3.500 de firme, față de 3.300 în octombrie. Bucureștiul, Bihorul și Galațiul conduc în topul județelor cu cele mai multe insolvențe înregistrate în acest an, iar la polul opus se situează județele Călăraș și Caraș-Severin. În aceeași perioadă au fost înființate 118.241 de firme noi, cu 0,66% mai puține, comparativ cu intervalul similar al anului trecut. Risipa de alimente și problema deșeurilor alimentare reprezintă unele dintre marile probleme ale lumii moderne. Anual în România este înregistrată o risipă de alimente de 5 milioane de tone. În total, anual sunt risipite 1,3 miliarde de tone de alimente. Producția de hrană neconsumată ocupă 30% din terenurile agricole, iar costurile economice ajung la 750 de miliarde de dolari. Europenii aruncă în medie 180 de kilograme de hrană pe cap de locuitor, iar în România fiecare persoană aruncă 100 de kilograme de hrană. Prețurile apartamentelor cu două camere din Atena au scăzut până la 10.000-15.000 de euro după prăbușirea pieței imobiliare în contextul crizei, iar pentru anul următor Federația Agenților Imobiliare LEN se așteaptă la continuarea trendului accelerat de declin. Colapsul prețurilor a fost cauzat de eforturile disperate ale unui număr tot mai mare de proprietari de a vinde, astfel încât să scape de povara tot mai mare a taxelor. Veniturile la buget din taxa pe proprietăți imobiliare sunt estimate anul următor la 3,8 miliarde de euro, față de 500 de milioane de euro în 2009. De altfel, specialiștii imobiliare LEN consideră că piața ar putea intra în colaps din cauza unui nou impozit pe proprietate, după ce în ultimii ani prețul apartamentelor a scăzut cu până la 50%. Informațiile economice v-au fost oferite de Cosmote. Business Express se oprește aici. Ne vedem și mâine de la aceeași oră, pentru că doar aici banii vorbesc pe înțelesul tuturor. La Cosmote te așteaptă soluții de comunicare complete la standarde internaționale.